Eu sunt gata să începem. Domnule Sturza, dumneavoastră? Eu de la orele 6 sunt gata. De la orele 6. Păi dacă îmi spuneați, mă mobilizam și eu mai devreme și organizam lucrurile astea. Da, dar noi vrem să vorbim despre tehnologie, dar cei din tehnologie sunt păieți. Ei sunt scoala la 11, vin la lucru la 12. Și la dumneavoastră la fel, pentru că avem și noi echipă IT și ei vin la 2-3 după amiază. Nu, eu i-am tras un pic în jos, pe la 10-11 sunt la birou. Oricum, da. Eu la ora 8 deschid biroul, aprind lumina. Prieteni, salut și bun venit la o nouă întâlnire digitală. Eu sunt Dumitru Ciorici, cofondator Agora și de această dată vorbim cu un senior în ale afacerilor. Domnule Ion Sturza, bine ați venit și mersi că ați acceptat invitația să împărțim idei și sfaturi cu toți cei care vor binevoi să intre în bucătăria noastră. Bună dimineața! Cu părere de rău, trebuie să vă spun că de data asta subiectele de discuție nu includ și chestiuni politice. Sper că o să mă înțelegeți. Păi, dar ce cu părere de rău? Asta a fost una dintre condițiile mele, să nu vorbim despre politică. Sunt de acord. Au probleme sociale. Așa. Spuneți-mi ce face Ion Sturza în prezent. În prezent agită. De ce? Eu întotdeauna vă simt așa relaxat și foarte optimist. De ce vă agitați? Relaxat și foarte optimist pentru că eu nu sunt operațional. Eu nu semnez cecuri dimineața și nu dau indicații la NREA. Dar în continuare mă ocup de strategiile companiilor, de noi, viziuni, idei, extindere, planuri de finanțare. Conduc multe comitete strategice care implică multă gândire și mai puțin, deci, mai puțin operațional. Și cum rămâne cu ideea, dacă vrei să distrugi o idee, faci o comisie? Poate cuvântul nu e atât de corect sau, mă rog, de plăcut comisie, dar comisii, comitete, foarte informale, pentru că noi nu facem memori, nu dăm indicații, până la urmă fiecare înțelege ce trebuie să facă. Noi, presați de, ales managerii în companii, presați de problemele operaționale, nevoia de a livra în termen, de a elimina bug-urile și așa mai departe, nu prea au timp să gândească strategic. Deși ei, la nivel de intuiție sau inconștient, au multe idei frumoase și eu încerc să le pescuiesc. În plus, eu având o ocazie practic zilnic să fiu conectat la industrie prin diferite metode sau canale de informare, apar foarte multe idei care trebuie să până la urmă realizate. Și atunci noi le realizăm în discuțiile informale care, ca de obicei, sunt off record și în afara biroului. Domnule Sturza, un antreprenor trebuie să riște tot pentru a reuși sau nu? Nu. Nu, asta e un antreprenor adevărat, cu ghilimele de rigoare. Pentru că eu am mai spus, antreprenorii sunt o specie totuși foarte rară și se nasc o dată la 100 de ani și acela se numește Steve Jobs. În rest, toți sunt niște meseriași. Ca de obicei, oamenii de așa învergură, antreprenori mari, care au realizat lucruri excepționale, au riscat, practic, la un moment dat, tot. Nu e specific pentru ființa umană să fie atât de deschiși la risc. Eu am o altă abordare. Eu construiesc credute când merg în sus. Dezvoltați ideea, vă rog, un pic. Păi, poți să mergi până în vârful piramidei, distrugând tot în față, da? Și ne creând nimic linii de apărare sau de contraofensivă. Construiesc leere ca în caz dacă de pe o anumită poziție cad o poziție în jos, maxim un două, în spate mai rămân multe leere de siguranță, inclusiv ultima și cea mai importantă leere de siguranță sau redută este familia. Deci nu poți să riști tot să pui pe o carte, că nu ești la jocuri de noroc.
Am o curiozitate și legată cu întrebarea precedentă despre riscuri. Dumneavoastră ați activat în trecut și în industria petrolieră, iar apoi ați migrat cumva pe alte tărâmuri. Ați mers în IT foarte mult în ultimii ani. O schimbare optică curajoasă, i-aș spune eu. Ați dezvoltat acel parc IT de la Cluj. V-ați implicat în elefant.ro, SEO Monitor. Acum, la distanță de câțiva ani de când ați intrat pe acest domeniu, ce concluzii aveți? Este la fel ca business-ul real sau socoteala de acasă nu e ca cea de la târg? Nu. Eu acum pot să mă dau tare și mare să spun că am construit teorii anticiclice și că am gândit lucrurile în detalii și că am mizat pe niște industrii care au validat în ultimii ani. Dacă o să citiți, știu, interviurile mele din 2009, o să găsiți și multă economie clasică, același resurse naturale, energetice și alte idei de investiții. Astăzi, e adevărat, majoritatea investițiilor sunt concentrate în tehnologie și sunt extrem de fericit. Și cum vă merge? Adevărul că nu vor dispărea niciodată industriile clasice, numai că ele vor avea componenta digitală, da? Aceleași rafinării vor fi mega digitalizate sau transport auto va fi autonom sau multe alte lucruri. Ceea ce încep să explic la toți că chiar dacă coci pâine, fii atent că trebuie să ai o componentă digitală în pâine sau dacă produci apă minerală, trebuie să ai un chip care să dea instantaneu temperatura și conținutul apei minerale. Mie personal îmi dă cu totul altul confort, pentru că industriile clasice, mai ales cele grele, industria chimică, prelucrătoare, necesită foarte multe investiții capitale și au multe riscuri, riscuri de mediu, riscuri de securitate, riscuri de supply, de foarte multe lucruri. Ce se poate întâmpla la o companie IT? Închizi ușa și te duci acasă. Asta e riscul maximal. Așa că și plus, a doilea lucru care trebuie să recunoaștem, în domeniul respectiv, entry ticket sau biletul de intrare este mult mai mic decât în alte industrii. Asta nu înseamnă că este mai puțin capital intensiv pe parcurs. Pe parcurs este nevoie de bani enormi și efort enorm ca să ajungi să validezi chiar o idee simplă. Dar totuși riscul de capital este la început mai mic. Așa că într-o perioadă așa, de renesans pentru mine. Spuneți-mi, iată, ați dezvoltat acel parc IT de la Cluj, ați lansat elefant.ro. Cred că încă nu ați ajuns la zero, la break-even. Când planificați să ajungeți la zero și să intrați în profit? Pentru că, până la urmă, scopul este să faceți bani, nu faceți caritate, nu? Nu, la Cluj noi facem de mult bani și bani mari. Așa. Deci acolo sunteți deja pe plus. V-ați recuperat investițiile? Nu. Investiția nu se recuperează într-un an, doi. Până la urmă vorbim totuși de un proiect, o combinație într-un real estate clasic, care închiriază niște spații și are niște activități legate de real estate și ecosistemul care l-am creat acolo. Pentru mine a fost mult mai important să creez un produs, nu pur și simplu niște clădiri cu niște spații. Da, și produsul se numește Parc Tehnologic, primul și recunoscut în România și ecosistemul funcționează. 100% este ocupat de către rezidenți astăzi și generează o sumă destul de importantă care ne dă niște yield-uri, o valoare a proiectului în sine, care este super ok. La online, bineînțeles că lucrurile stau un pic altfel, pentru că este o problemă și de contabilicească. Ce este valoarea într-un online? În primul rând este notorietatea, brand-ul, clienții, care fiecare, ca să-l aduci pe site, ai un cost, să-l aduci și numărul de clienți și posibilitatea de a crește în viitor. Tu investești în viitor. Ei, lucrurile astea nu se fac prin investiții în mijloace fixe, care rămân de fapt în capital și se amortizează în timp. Ele se duc direct la costuri. Deci, noi avem un sistem intern de separare a costurilor, spre exemplu, care merg la creșterea companiei, la creșterea valorii companiei, spre exemplu, același investiții în marketing digital sau în tehnologie și cele care sunt legate de salarii și așa mai departe. Adevărat că astăzi, dacă o să vă uitați worldwide, inclusiv Amazon, strict pe partea de online, nimeni nu este
ei nici măcar pe break even. Mulți se finanțează inclusiv din mijloacele circulante sau din mărfurile care le achiziționează. Este un ciclu important să nu vină coada în cap, să nu-ți scadă ritmul de creștere. Dar, până la urmă, online-ul și inclusiv Elefantul, până la sfârșitul anului, va ieși pe un break-even operațional. Deci Elefantul iese pe break-even până la sfârșitul anului, da? Da, da. Asta sunt prognozele. Asta e lucru aproape cer. Deși vreau să vă spun că investițiile care le facem acum sunt enorme în partea de tehnologie, în noua platformă de e-commerce, într-un nou ERP, în foarte multe instrumente. Facem un state of art, ceea ce mie nu-mi place, apropo. Pentru... Nu vă place să inventați o nouă bicicletă? Nu inventăm noi noua bicicletă. De fapt, noi suntem în mare măsură niște followeri, dar avem și niște lucruri care ne diferențează foarte mult în industria globală, ceea ce încercăm noi să facem astăzi. Datorită tehnologiilor. Noi astăzi avem 10 specialiști aduși din afara României care au lucrat în companii mari, care au testat sisteme mari, nu știu, tehnologice, inclusiv în planificarea strategică bazată pe procesarea datelor mari. Lucruri care noi astăzi ne permite să îngățăm pe această platformă tehnică care o avem la infinit mărfuri, la infinit marketplace și alte lucruri. Eu mi-am dorit să compania să fie o companie tehnologică, așa cum o vedem Amazonul, dar până la urmă sunt și multe componente operaționale legate de partea comercială. Am înțeles. Deci întâmpinați foarte multe necunoscuți despre care nu vă așteptați la un moment dat sau care trebuie să investiți mai mult decât v-ați planificat. Nu, o să fii mirat. Eu, ca de obicei, anticipez cu mult mai bine decât colegii mei tehnici. Spre exemplu, eu spuneam mobile 3 ani în urmă. Mobile, abia acum jumătate de an în urmă am făcut o aplicație nativă. Le spuneam big data, le spuneam multe alte lucruri. Astăzi le spun că în genere nici mobile-ul nu mai este mobile, da? Și alte lucruri. Deci le spuneam despre marketplace-ul invers. Adevărul că există o inerție chiar în echipele foarte bune de a face niște lucruri fine-tuning și de a nu lucra la strategii. Toate companiile mari nu elimină niciodată toate bug-urile. Deci aici la noi ce se întâmplă, toți se orientați, bă, am 10 bug-uri, ok. Bă, uitați-vă pe Facebook, care îl folosim foarte pe larg. Permanent sunt bug-uri, dar asta nu înseamnă că nu se implementează dezvoltarea. Deci nu, vreau să vă spun că foarte multe, eu chiar am un mic eseu pe tema asta, cu cornul în poarta progresului, unde spun că din când în când aud cum cade câte un corn la mine aici pe etaj, pentru că este o cornul și nu implementează ceea ce le spun, dar eu am răbdare și peste câtva timp văd că lucrurile se implementează. Dar dumneavoastră aveți vreun consilier IT, un consilier pe tehnologie sau dumneavoastră sunteți atât de bine potcovit în materie? Nu, no, dacă o să mă întrebați cum se face codarea sau cum se face, nu știu, să pun pixele într-o grafic, nu. Eu niciodată n-am cunoscut profund industriile în care am lucrat eu. Nu știu, am știut cum se face o rafinare a petrolului sau cum se face o distilare a sucului printr-o nanotehnologie, dar asta nu înseamnă că eu am fost tehnolog. Nu, nu-i funcția mea să... V-ați condus de principiu, angajează un om mai deștept ca tine, da? Categoric, la mine eu cred că 90% din punct de vedere tehnic sau în ceea ce fac mai bun ca mine. Domnule Sturza, dumneavoastră sunteți un om de afaceri care vrea să schimbi lumea sau un om care vrea să facă mulți bani? Și. Nu, eu am mai spus, eu poate că am punctul de sprijin ca să schimb lumea, dar nu vreau, nu sunt atât de ambițios, nu sunt... Nu am scos încă biletul de loterie care mi-ar fi permis mie să am, știu, luxul de a gândi să schimb lumea, cum o face Mark Zuckerberg sau alții, Larry Page și alții, care au recunoscut că au tras un bilet de loterie cândva și acum au niște averi extrem de mari.
multe din activitățile mele sunt pe linia de plutire, adică am necesită investiții, lucru de fiecare zi. Banii contează, hai să nu fim ipocriți. Banii contează pentru a dezvolta afacerile, să implementa ideile, banii contează pentru a-ți menține un nivel de trai al tău și a familiei tale, deci decent, nu exorbitant, bineînțeles. Deci eu cred că nu trebuie să fim ipocriți și să spunem că nu ne interesează banii. Sunt de acord cu dumneavoastră, banii sunt importanți doar într-o anumită măsură. Ceea ce admir eu la dumneavoastră este că nu lăsați noutățile și cumva progresul timpului să vă depășească. Vă observ pe Facebook la diferite întâlniri, mergeți în Silicon Valley. Și cred că nu am să greșesc dacă am să vă adresez următoarea întrebare. Domnule Sturza, despre ce este viitorul? Viitorul definit în zona digitală. Noi putem să avem cea mai bună mecanică, cea mai bună biotehnologie, dar dacă nu avem capacitatea de a procesa date mari, care astăzi avem capacitatea să le strângem, să le folosim pentru a crea machine learning și inteligența artificială, atunci noi suntem niște ratați. Deci viitorul este în zona inteligenței artificiale. Că încă vor dura 10 de ani până ce un computer va putea să fie un replacement veritabil a unui creier uman, asta e firesc. Dar ca să învățăm mașinile să activeze mai aproape de cerința umană, noi trebuie să procesăm multe date și să ne învățăm să creăm inteligența artificială. În zona asta. Dar mai jos merge bineînțeles, Internet of Things, atunci când unim toate device-urile într-un singur centru de comandă. Aici merge și automobilul autonom. Apropo, în Silicon Valley astăzi este foarte mult exciting sau foarte mult agitație în jurul automobilului autonom. Foarte multe lucruri se întâmplă în domeniul MedTech. Deja astăzi algoritmii pot să facă un diagnostic medical cu mult mai cu acuritate cu mult mai mare decât orice profesor din lumea asta, sau agroteca, am văzut cum se creează o nouă vele în paralel cu Silicon Valley, agrovele în Statele Unite. Deci sunt foarte multe domenii în care noi putem activa. Apropo de agrovele, dumneavoastră aveți cumva expertiza politico și economică. Moldova se consideră o țară agrară și în același timp suntem cei mai săraci, cel puțin statisticile ne plasează la coadă. Există vreo legătură directă între cele două sau altfel spus, ce ne împiedică pe noi să devenim o mică Elveție în sud-estul Europei cu servicii IT sau bancare? Sau este agricultura cea care ne poate propulsa înainte? Care este viziunea dumneavoastră? Pentru o parte considerabilă din populație, va rămâne în continuare agricultura sau industriile tradiționale, bineînțeles, dar poate să fie și o elită în sensul bun a cuvântului, elită intelectuală, care ar propulsa alte sectoare. Vedeți că noi am încercat să facem ceva în domeniul financiar bancar și totul s-a transformat într-un mega scandal de spălare de bani. Într-un miliard lipse. Lipse, da. L-am vânturat. Adică să nu avem nicio iluzie, apropo, așa că o paranteză vreau să vă spun că liberalizarea circulației capitalului are un trend invers. Da? Acum sunt foarte multe restricții, foarte multe zone de control și deja toate SPV-urile, offshore-urile, zone cu alt regim fiscal decât în țara ta de origine, practic disappear sau dispar. Deci e bine să ne focuzăm, să ne concentrăm, să ne acomodăm la condițiile legale și fiscale din țara unde noi activăm. Aici e un lucru clar. Acum, cu tehnologia. Agricultura versus tehnologia. Noi unde... Nu, să nu înțelegem să... noi că oricum popșoiul nu va crește cu pixeli, da? Sau tomatele nu se vor coace cu algoritmi. Sunt tehnologiile care astăzi, apropo, le-am văzut în viticultură, tot în agrovele, în California,
care permit cu mult mai bine să faci o prognoză, să-ți planifici activitățile în vii, datorită la aceea că, practic, la fiecare viț de vie sau butuc, cum spunem noi, există un sensor care ia toate datele, se programează respectiv irigația, introducerea fertilizerilor, multe alte lucruri, care un agronom clasic îl face mai mult intuitiv decât pe baza unui algoritm, care până la urmă și același algoritm este construit pe procesarea a foarte mare baze de date istorice sau legate de zona respectivă. Deci în zona asta, începând de la GPS-uri care conduc tractorul foarte corect și ară la adâncimea corectă, nu ceea care îi împiește Gheorghe de pe tractor, și terminând la procesarea de date și la intervențiile legate de agricultură. Lucrurile astea sunt... Care ar fi o proporție pe care, nu știu, ar trebui să ne setăm? Pentru că acum eu nu văd o strategie nici din partea guvernanților, nici din partea altor grupuri ca să zică, băi, uite, agricultura ar trebui să ocupe atât pentru că poate produce atâția bani și serviciile ar putea să ne aducă X. Nu, dar vă dați seama că puține țări care să prospere au mai mult de 5-6% în GDP agricultura și respectiv cam tot atâția cetățeni ocupați în agricultură. Noi 70% sunt ocupați în agricultură și nu știu cât e partea din... Deci ideea care o desprind este că ar trebui să ne orientăm către servicii. Asta ar fi șansa noastră ca țară. Bineînțeles că noi nu avem materii prime ca să putem să dezvoltăm industriei grele și altele. Bineînțeles că serviciile, numai că trebuie să fim un pic realiști. Ce bazini de oameni avem noi? Noi vorbim astăzi de 2,6 milioane de cetățeni care trăiesc permanent în Republica Moldova, per total, dintre care vreo maxim 500 de mii sunt contribuabili la fondul social sau cei care, de fapt, muncesc legal. Nu avem așa de mult bazin uman ca să ne lamentăm asta și să spunem că o să creăm nu știu ce. E o evoluție în timp. Dar eu cred că forța pieței, dacă noi vom fi o țară deschisă, inteligentă, forța pieței va regla lucrurile și Moldova poate să aibă nișa ei în economia globală. Dar dumneavoastră nu vedeți o nișă acum unde Moldova ar putea să intre în acest calup? Nu, vor fi niște etape. Noi putem să ne uităm, deși proporțiile poate nu sunt corecte, să ne uităm ce s-a întâmplat în România, da? În ultimii 15-20 de ani și cred că Moldova poate să fie la indigo să tragă ceea ce a fost. În primele au venit industriile care au avut nevoie de forță de muncă ieftină. Serviciile de outsourcing, inclusiv automotivul în continuare este un outsourcing, să spunem sincer, același, sau în același IT. Au venit outsourcing-ul, băieții care noaptea fac taxi, ziua puneau coduri, vindeau minutele, același lon, da? Urmă au migrat încet, încet spre lucruri mai complexe și industria de automotiv a început să construiască automobile, să producă motoare. Industria de cabluri a migrat spre Republica Moldova, da? ca ceea ce a fost 10 ani în urmă un bestseller în România. Exact în IT, în același lucru se întâmplă. 5 ani în urmă, când am venit la Cluj, toți se spunea, tu ești un nebun. Aceea nu există industrie IT, aici e doar un outsourcing primitiv. Eu am spus, nu, băieți, să știți că salariile vor crește și că vor migra în Vietnam, comenzile, ok, posibil, se va întâmpla și lucrurile astea, dar pe baza care a fost creată de specialiști, de infrastructură, vor veni alt layer, alt nivel de tehnologii și de business-uri. Și astăzi, numai noi la Liberty avem 3-4 centri, Arvato, Siemens, acum IBM, care fac cercetare, care fac inovare și care au... Astăzi avem în Cluj, la Liberty, 20 de limbi străine se vorbește. Avem peste 100 de străini care s-au realocat la Cluj. Eu am astăzi 10 străini aici, doar după ușă la mine, care au salarii peste 5.000 de euro.
migrăm în sus. Exact aceeași se va întâmpla. Unde trebuie acolo să trimitem CV-urile sau cei care se uită, care vor să lucreze la dumneavoastră? Toate companiile au open book la lucrurile astea. Deci, dar vreau să-ți menționez că are loc o migrație spre lucru cu valoare adăugată mai mare. Modelul românesc, care bineînțeles că a avut un suport fantastic din politică, adică integrarea în NATO, Uniunea Europeană, deschiderea pieței europene, reformele democratice, lupta cu corupția, a creat networking-ul ăsta pentru progres. Unde vine aceste 5,7% de creștere, nu numai din consum, dar și din dezvoltarea industriei, inclusiv automobil. Exact asta se va întâmpla în Moldova. Exact asta. Poate că se va începe cu aceea că se va dezvolta o sistemă de outsourcing sau de logistică pentru packing, repacking, pentru basic programare de bază sau alte lucruri. Asta e modelul. Domnule Storza, trăim în lumea tehnologiei așa cum am vorbit până acum. Dumneavoastră credeți în modelul de organizare bazat pe disciplină sau un tipul nou de organizare în care angajați-o program liber, muncă la distanță, prin Skype, vor inspirație? Da, știi ce am sesizat eu în Silicon Valley pentru prima dată? Spuneți. Mai sunt atât de motivați, nebuni pentru muncă. Așa, de unde vine drive-ul ăsta? Vine drive-ul pentru că mulți au înțeles că sunt și alte bucurii în viață. Este familia. De cât bani? Nu banii, pentru că acolo nu banii. Știți, deși americanii clar că dolarul deci simulează tot. Reflexul Pavel. Câinului lui Pavel. Când văd un miros, un dolar, termină tot. Adevărul e că oamenii și-au dat seama, sau chiar tineri din Silicon Valley, că sunt și alte lucruri în viață. Poți să petreci timp într-o vacanță, cum fac eu, trekking în munți sau alte lucruri. Deci, pentru prima dată am sesizat, nu este, chiar mi se plângea senior vice president de la Oracle, că nu mai este loialitatea angajaților. Deși salariile acolo, un middle programator are 300.000 salariu pe an. Deci, ar trebui să fie o combinație între disciplină și... De ce? Pentru că nouă ne place să spunem că, fantastic, eșec, da? Trebuie să ne învățăm să fie eșec și așa mai departe. Numai că eu accept eșecul care e legat de un produs care nu a validat sau nu, sau de un concept care nu a prins la consumator, dar nu accept eșecul legat de operațional. Operaționalul necesită foarte multă disciplină, dedicație, tenacitate și așa mai departe. Deci este o combinație între aceste doi factori. Deci trebuie să existe rezultat. Deja cum se ajunge la rezultat, se poate încerca o metodă, o simbioză între disciplină și muncă la distanță și... Bun, dar munca la distanță asta nu înseamnă că nu e disciplină. Pentru că oricum trebuie să te scoli dimineața să-ți faci job-ul. Pentru că asta e o iluzie că tu dacă lucrezi la distanță nu trebuie să-ți faci job-ul, trebuie să-l livrezi. Tu poți lucrezi și noaptea și ziua. Vă rog că organismul omenesc se schimbă, sau uman, se schimbă cu mult mai încet decât știu, fanteziile noastre, inclusiv tehnologice. Sunt niște cicluri fiziologice. Omul este construit din punct de vedere biologic să se scoale dimineața, nu să se scoale seara sau alte lucruri. Ar fi bine să respecti cel puțin aceste cicluri. Domnule Storza, fiindcă vine vorba de angajați, tipuri de muncă, ce-ar fi dacă ne-am uitat un pic la exemplul Suediei? Probabil ați văzut și dumneavoastră știrile în care ei încearcă sau cel puțin au încercat să reducă programul de muncă de la 8 la 6 ore. Da, este adevărat, costurile au fost mai mari, însă rezultatele arată, timp de un an de zile, rezultatele arată că productivitatea și fericirea angajaților a crescut. Dumneavoastră ce credeți despre acest subiect? Poate fi mărită productivitatea și redus timpul de lucru? Dacă ești fericit, da. Când ești fericit, lucrurile merg mult mai rapid. Numai că fericirea nu e legată numai ceea ce ai tu la locul de muncă. Ce ai în familie și ce ai în societate. Că dacă ai o soție nasoală, unde e fericirea? Mai degrabă fugi la lucru să ia. Adică. Nu, știți, este, mi se pare mie, o exagerare
și o iluzie cu toate tehnologiile, substitui omul și vom avea 10 sute de milioane de oameni care vor pierde joburile și așa mai departe. Eu mi-aduc aminte o discuție la sfârșitul anul trecut în subsolul la Bloomberg, unde am fost și eu, cred că, accidental invitat și erau câteva zeci de trilioane de dolari CEO de la bănci și așa mai departe. Cuvântul cheie a crizii actuale este demografia. Așa. Noi avem astăzi un deficit enorm de cadre, de orice gen. Începând de la lucrurile de bază și terminând la cei care conduc țările, da? Confirm că o simțim și noi la nivelul... Demografie. Și asta e o problemă fundamentală a Europei moderne. Europa îmbătrânește, Europa nu mai are sânge proaspăt, foarte puțini copii vin în spate. În schimb, economia necesită tot mai mulți și mai mulți oameni, chiar dacă avem mulți roboței care îi substituie. De aceea eu sunt sceptic că economiile emergente, poate Suedia, nu știu, are o rezervă de aur mare și în următorii 10 ani poate să consume. Dar țările emergente, ca Moldova, România, nu are când să relaxa. Noi suferim enorm de mult ca angajatori, ca antreprenori, de tot felul de sărbători. Pentru că ce se întâmplă? Noi nu lucrăm de la 15 iulie până la 15 septembrie, forget about, da? Și nu lucrăm de la 15 decembrie până la 1 februarie. Și în România și în Republica Moldova. În plus, Rusali, Masali, 1 mai, 8 martie. Deci zonele astea, eu sunt stresat enorm, pentru că scad vânzările, scade productivitatea, statului. Noi prea rapid ne relaxăm. Eu sunt foarte sceptic că noi putem să reducem orele. Dar dacă reducem numărul de sărbători, pentru că dacă nu greșesc, sunt vreo 14-15 în fiecare an, se comasează cu weekendurile și în rezultat avem aceste mini-vacanțe. Dacă reducem sărbătorile și, nu știu, jumătate de vineri, nu mai lucrăm. Ce spuneți de asta? Nu, știți, eu am văzut fenomenul ăsta în țările germanice, Austria, Germania. Da, ei au până la 7 la lucru și la 3 sunt liberi. Numai cu majoritatea din ei se duc la a doilea job. Pentru că chiar dacă au un salariu decent ca să trăiască bine și să se ducă de două ori pe an câte o săptămână în concediu, trebuie să muncească cu mult mai mult. Deci nu, fericit. Și iarăși, dacă voi considerați că fericirea e mai mult timp liber, eu invers consider că fericirea e mai mult timp lucrat. Cu cât ești mai mult ocupat, cu atât e mai bine. Pentru că și copiii mei îmi spun în weekend când stau o zi mai mult în plus acasă, tata, nu te duci undeva, pentru că devii nervos. Nu știu, poate fi un conflict de generații sau un conflict între un angajator, antreprenor care vrea mai multă productivitate și mai mult să livreze și un angajat care vrea să fie relaxat, inclusiv acei din Silicon Valley de care îți spunem. Apropo de satisfacția angajaților, noi în compania noastră simțim că angajații noștri sunt mai inspirați, mai productivi atunci când revin din vacanțe. Eu am observat că dumneavoastră faceți, la anumite perioade de timp, faceți escapade de trekking, mergeți în vacanță. De câte ori mergeți în vacanță pe an? Eu nu am o noțiune de vacanță, așa cum au tot ceilalți, pentru că eu de 30 de ani nu am noțiune de șef. Eu singur îmi auto-organizez viața. Da, eu am un anumit ciclu de ieșire la munte, sau la trekking, sau la hiking, care este deja, a devenit un fel de parte a ADN-ului meu. Evident că oamenii trebuie să aibă vacanță și ar fi bine să fie în genere repartizate, dacă nu patru, cel puțin două ori pe an, vara, iarna, munte, mare și așa mai departe. Lucrurile... Deci de la 2-4 vacanți pe an, asta e... Da, dar nu luni de zile. O săptămână. O săptămână, da, și acele 30-40 de zile care legal le ai, poți să le împarți în mai multe activități, pentru că eu, spre exemplu, consider că eu sunt o mare prostie să stai și să te prăjești la Antalya, soare, da? La All Inclusive, nu știu ce acolo.
Domnule Storza, am ajuns și la rubrica tradițională. La un moment dat îndemnați tinerii moldoveni să ia exemplul Valentinei Naforniță. Eu susțin îndemnul dumneavoastră și cu această ocazie o să plasez și o întrebare la subiect. Eu nu am fost o excepție și mi imaginez și pe tinerii de azi, la 20 de ani, când ieși cu atestatul în mână pe ușa universității, după 3 sau 4 ani de facultate, te uiți în stânga, te uiți în dreapta și habar n-ai unde să o apuci. Să admitem că eu sunt acel tânăr de la 20 de ani acum. Ce mi-a spune? Păi, ți-aș spune că, în primul rând, merită să faci o facultate. Deși toți o să spunem, și Zuckerberg, și Bezos, și alții, nu, și Larry Page, și nu știu, Microsoft, n-au avut studii, dar până la urmă ei au regretat că n-au avut studii. Merită să faci o facultate, chiar și dacă o faci formal. Însă, paralel cu facultate, construiește-ți cariera. Din prima zi. Din prima zi gândește ce faci tu în viața ta. Muncește, fă, inovează, deschideți o mică afacere, angajați-te undeva în paralel la un job și așa mai departe. Testează. În fel vei câștiga experiență și timp. În plus, niciodată nu te crampona că, uite, am ales o facultate greșit sau nu-mi place jobul. Eu vă spun că speranța de viață a tinerilor de astăzi e cel puțin cu 20 de ani mai mare decât a mea. Adică o să trebuiască să munciți vreo 60 de ani tinerilor. Este mult, boring în engleză, da? Atunci voi aveți cel puțin un 10 ani în plus să testați, să luați sabatic, să vă plimbați prin lume, să bateți, știu, apa în piu, să tăieți frunză la câini și alte lucruri. Ca să vă definitivați unde vreți să activați, în ce domeniu. Nu e atât de important să începi să câștigi bani din timp. De la 20 chiar, da? De la 20, da, dacă ați ajunge pentru, știu, înghețată și încă un lucru care nu vreau să-l spun, care trebuie să-l ai în buzunar un tânăr, atunci e ok, de ce nu? La un eveniment TEDx de la Chișinău, mi s-a părut, erați foarte entuziasmat de artă la un moment dat. Și vreau să vă întreb, ce vă inspiră pe dumneavoastră? Cum vă motivați și cum vă inspirați ca să aduceți noi idei? Aveți un ritual? Un obicei? Nu, eu citesc foarte mult. Nu trebuie să mă autodenunț. Practic, permanent consult ceva. Un site de informații, o carte, o emisiune la Bloomberg sau un alt fel. Și îmi fac notiții. Îmi fac notiții din care construiesc teoriile mele de existență, da? Inclusiv cele legate de investiții. Dar și cele personale, spre exemplu, aceeași colecție de artă care ne creăm ca o investiție. Pentru mine e și o motivație de a schimba optica vizuală, da? Când uiți la un tablou, să vedeți un birou oameni numai tablou, simți așa mai departe. Deci e o ecuație mai complexă de a-ți trăi viața din plin. Nu în cluburi de noapte, dar în vârf de munte, da? Care este o efort, așa sincer să o spun. Apropo de Naforniță, mâine veți avea o mare surpriză. Va fi lansat, o spun în premieră. Un videoclip. Se crede, deja va fi lansat o lucrare în colaborare cu maestrul Doga la Chișinău, care va deveni, cred, o senzație mondială. Abia așteptăm. Eu nu am reușit să aflu. Știu că lansează un videoclip, dar nu știam că va fi o piesă în colaborare cu maestrul Doga. Și chiar este de urmărit. Mersi pentru tip. Când sunteți mai creativ? Dimineața sau seara? Dimineața, da. Nu, eu sunt tip de dimineață. Eu iubesc să mă scol de vreme, să fiu la ore 8 la birou și 2-3 ore le dedic analizei. În perioada asta, maxim, odată se deschide ușa când mi-aduce o cafea să țin. Restul minim mai grand. Deci veniți la birou la cât? La 7 sau la 8? Nu, la 8. La 8. La 8 veniți, da? Și 2-3 ore meditați, faceți analize și după asta începeți munca. Da, este un fel de ritual. Asta e munca. După aceea e distracția. Asta e munca, analitica. Pentru că este un ritual, este un algoritm, să spunem așa, de
surse de informații la care, pe care le accesez, mă uit, inclusiv Republica Moldova. Dacă văd vreo prostioară, scriu eu contraprostioară. După aceea, de fapt, după 10-10-30, se încep întâlnirile, ședințele, vizitele și așa mai departe. Spuneați că citiți foarte mult. Ce carte ați recomanda tinerilor antreprenori? Ce cărți ați recomanda antreprenorilor avansați? Ce cărți ați recomanda unui tânăr care este la început de cale profesională? Eu, când mă întreb, asta e o întrebare foarte tradițională, știi, care da, dar e o întrebare care e valabilă. Deci, sincer vorbind, mie îmi place cartea, ultima carte care o citesc. Da? Pe exemplu, acum citesc o carte, istoria lumii, de Paul Johnson, care este un pic alt fel de istorie decât cea oficială care noi o cunoaștem. Sunt cărțile care pute le am acum pe birou și care pot să le recomand. Spre exemplu, pentru da, chiar vă rog. Pentru cei care sunt deja inițiați în afaceri, în special în domeniul de IT, cartea lui Ben Horowitz, Dificil în lucrurile dificile, o carte absolut excepțională, care a fost editată de noi în limba română. Nu știu dacă mai există tiraj, dar dacă nu, mi-a fost recomandată la un interviu precedent și chiar voiam să o cumpăr în română și așa că va trebui să mai faci un tiraj, că după interviul ăsta o să mai aveți comens. Eu l-am cunoscut personal pe Ben Horowitz, m-am discutat inclusiv despre cartea asta și ca să vă dați seama că pe viceversa este Mark Zuckerberg, este Larry Page, este Peter Thiel și alții în companii Twitter, Google și alte care am investit el. O carte care este cu totul deosebită pentru că vorbește un om, nu profesor la Stanford, cu toată stima, vorbește un om care a avut și eșecuri și mari realizări în ceea ce a făcut el. Pentru strategie, copiii mei, eu zic copiii mei, managerii mei, îmi place foarte mult Good Strategy, Bad Strategy. Este o carte care... Richard Ramlett, da? Ramlett. Da, da. Care chiar îți arăt ce este la mine pe masă. Pentru educație generală, da? A apărut acum în limba română tot la editura Litera Marea Evadare, o carte despre bogăție, despre inegalitate și așa mai departe. Este un fel de continuare a ideilor lui Piketty, tot premiul Nobel. Apropo, o temă care eu fel odată și odată să mă așez să combat pe Piketty, că de fapt inegalitatea de astăzi este meritocrația, pentru că cei din Silicon Valley, miliardari, n-au moștenit din la tata și n-au făcut o speculație, au făcut pe bune o valoare mare adăugătoare. Deci sunt foarte multe surse care astăzi, dar principiul meu este unul singur. Deci mie nu-mi plac evangheliștii, în sensul tot felul de ăștia care umblă cu teorii care le-au citit în cărțile cuiva, nu-mi plac cărțile scrise din alte cărți. Deci întotdeauna aleg o carte, o sursă de la cineva care a trecut prin propria experiență ceea ce scrie. Asta e important. Uh-huh, uh-huh. Aveți vreun film care v-a marcat sau v-a impresionat mult? Nu cred că o să vă surprind. Sunt în continuare un fan al filmelor clasice ruse. Hollywood-ul nu l-am prins pe Hollywood. Da, efecte frumoase, chestii. Acum zilele astea citeam undeva că au rămas poate 5-10 ani până când va fi construit un avatar identic celui uman și nu va fi nevoie de Brad Pitt sau alții. Da, ei se duc înspre partea asta de tehnologie, dar totuși filmul clasic, bazat pe literatura clasică, pentru mine este. Probabil ați văzut filmul Wishlist cu Morgan Freeman și cu Jack Nicholson. Este unul dintre favoritele mele. Pe mine m-a inspirat foarte mult acel film să-mi fac o listă de lucruri pe care vreau să le fac în viața asta și locuri pe care să le vizitez. Uite, știu că dumneavoastră călătoriți și ați călătorit mult. Recomandați 3 destinații care trebuie să le vadă un om cel puțin o dată în viață. Da, știi, asta e cea mai populară. Din cele pe care le-ați văzut dumneavoastră. No, what to do, sau wish list, sau locuri de vizitare, sau chestii. Apropo, este o găselniță bună pentru blogger. Pentru că întotdeauna oamenii se dea un click la lucrurile astea.
că în spate o să fie un bullshit, asta e altceva. Eu cred că dumneavoastră nu spuneți asta. Destinația care trebuie să o vizitezi este patria ta, satul tău unde te-ai născut. Asta e prima destinație care nu trebuie să o uiți, să o vizitezi. Pentru mine mai există câteva destinații care m-au impresionat foarte mult. Este Nepalul și Himalaya, Everestul. Este Africa, Tanzania și Kilimanjaro. Bine, influențat și de Hemingway cu poveștile lui Bunătorești. Și Patagonia, Argentina. Da, dacă aveți timp, ar fi fantastic să treceți strâmtoarea și să puneți piciorul în Antarctida. Ok, o notăm în listă și dacă ajungem să o facem, vă dau o etichetare pe Facebook. Timpul s-a scurs foarte repede. Eu mai am o singură întrebare și nu vă rețin pentru că știu că aveți agenda încărcată. Dacă ați avea șansa să vorbiți cu Ion Sturza, cel de la 20 de ani, ce ai spune? Păi știi care e provocarea mea de astăzi în tot ce fac eu tehnologia? Eu sunt cel mai, de departe, cel mai senior. Chiar eram la Google, la summit-ul Google acum 2 ani în urmă, unde erau invitați partenerii Google din toată lumea, câteva zeci de CEO și eu eram, cred că, cel puțin de 2 ori mai în vârstă, decât cel mai în vârstă, al doilea. Deci, pentru mine, eu încerc să fiu astăzi, chiar dacă am vârsta care o am, să fiu scurs acel de 20 de ani. Nu, n-aș schimba foarte mult. N-aș schimba foarte mult în încercarea asta de a autorealiza, încercarea de a descoperi lucruri interesante pentru mine și noi. Încercarea, până la urmă, de a trage acel bilet câștigător dinspre care vorbește Mark Zuckerberg la Harvard sau Bezos la ultima conferință. Dar credeți-mă că acest bilet nu poți să-l tragi fără ca să depui în soare. Domnule Sturza, eu vă mulțumesc că ați găsit timp să discutăm. Sper că nu a fost foarte plictisitor pentru dumneavoastră. Pentru mine a fost interesant și pentru cei care ne-au urmărit. Eu vă doresc cât mai multă satisfacție în drumițiile pe care le faceți și să ajungeți la momentul când tăiați toate obiectivele din lista dumneavoastră. Cred că asta e o satisfacție tot mare, dacă pot spune așa. Mersi. Dragi prieteni, mersi pentru atenție. Nu uitați să dați like și să distribuiți acest video tuturor persoanelor interesate. Asta a fost tot pentru astăzi. Ne revedem la următoarea întâlnire digitală.